În documentul emis de secretarul de stat Ilie Covrig se precizează că, în urma evoluției pestei porcine africane pe raza județelor Satu Mare și Tulcea, atât în rândul animalelor domestice, cât și în rândul populațiilor de mistreți, se dispune ca în județele limitrofe județelor unde evoluează pesta porcină să fie realizate cotele de recoltare la specia mistreți, inclusiv în ariile protejate cu acordul custozilor acestora. Totodată se arată în actul oficial emis de la Ministerul Apelor și Pădurilor, în celelalte județe se recomandă intensificarea acțiunilor de vânătoare la mistreți, urmărindu-se realizarea cotei de recoltă aprobată. Așadar, vânătorii din Maramureș, județ limitrof cu Satu Mare, unde s-a constatat apariția pestei porcine, vor putea acționa intens pentru vânarea mistreților din fondurile de vânătoare. Pentru ambele situații este indicată recoltarea femelelor adulte și subadulte. Administratorii fondurilor de vânătoare din Maramureș declară că ordinul era unul de așteptat, având în vedere apariția pericolului pestei porcine africane, plus că ei au propus repetat luarea de măsuri pentru ca situația să nu evolueze. Am transmis prin diverse canale și responsabil că o măsură eficientă și rapidă ar fi aceea de a realiza cotele de recoltare din fondurile de vânătoare în cel mai scurt timp, deoarece micșorarea numărului ar putea proteja efectivele pe viitor. În plus, consider că ar fi indicată o rărire a drumețiilor prin păduri, în special a celor realizate cu mijloace auto, care sperie animalele și, în plus, pot transmite în zona rurală și urbană virusul pestei porcine, a declarat administratorul unui fond de vânătoare. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinilor domestice și sălbatice cu evoluție rapidă și mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Virusul acestei boli nu se transmite la om și nu afectează omul. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație.